Sper că v-a plăcut de ariciul politicos, pentru că acum vom încerca să facem unul cu ajutorul frunzelor. Așa că veți avea nevoie de mai multe frunze. De culori diferite, pe care le vom așeza în loc de țepii ariciului. Este nevoie ca frunzele să fie așezate cu partea ascuțită în sus pentru a imita țepii. Uitați! Încercăm să-i așezăm cât mai interesant și, v-am spus, cu țepii în sus, cu vârful ascuțit în sus. Bun. Înainte să lipim, vom avea nevoie de aracet sau lipici solid. Încercăm să punem peste tot. Și vom începe ușor cu lipitul. Încercăm de asemenea să rămânem în conturul țepilor. Și ia uitați ce frumos iese. Să avem un arici foarte drăguț. Abia aștept să primesc poze și de la voi și să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Așa. Putem să rupem și frunzele, să le facem puțin mai mici ca să intre acolo unde este nevoie. Ce ziceți? Vă place ariciul meu? Abia aștept să văd și pe al vostru. Pa, pa!